Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a anunțat faptul că Antibiotice Iași va începe producția de pastile cu iod în eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmând a produce peste 2,5 milioane de pastile în doar 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de către autorități, România are nevoie de 30 de milioane de comprimate. Ministrul Alexandru Rafila a explicat că un necesar făcut de către INSP și Comisia de Endocrinologie a Ministerului Sănătății arată că este vorba despre maximum 30 de milioane de comprimate. Acesta a explicat că firma are substanța necesară producerii acestor medicamente. Nu cred că o să fie probleme. Aș vrea un lucru să fie clar pentru toată lumea. Iodura de potasiu nu este panaceu universal, nu se ia preventiv. Se administrează strict la indicație pentru o anumită categorie de persoane, a mai afirmat Alexandru Rafila. În caz de urgență datorată unui posibil incident nuclear, administrarea comprimatelor de iodură de potasiu se face doar în primele ore, iar Ministerul Sănătății organizează asigurarea stocurilor conform recomandărilor Institutului Național de Sănătate Publică. Pastilele de iodură de potasiu se iau în cazul unui accident nuclear major, însoțit de evacuarea în mediu a unor cantități de iod radioactiv. Tabletele de iod stabil protejează glanda tiroidă împotriva iodului radioactiv inhalat din aerul contaminat sau ingerat odată cu alimentele și apa potabilă, dacă acestea sunt contaminate. Administrarea de iod previne absorpția de către glanda tiroidă a iodului radioactiv, mărește rata de eliminare a lui și reduce riscul de cancer tiroidian. Eficacitatea tabletelor este maximă dacă administrarea acestora se face operativ, pe cât posibil înainte de apariția emisiei radioactive sau cel târziu în primele 6 ore ale expunerii la emisia radioactivă.